Bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să vă arăt câteva produse. Voiam să fie 10, dar cred că am depășit numărul, după cât văd eu aici. Produse ieftineală, care sunt foarte bune, pe care eu le folosesc pe unele de foarte mult timp. Pe unele dintre ele sunt descoperite ceva mai recente. Oricum, majoritatea, de fapt, cred că toate produsele pe care vi le arăt astăzi nu le vedeți pentru prima dată la mine pe canal. Însă, pentru că de obicei, în clipurile cu preferate care vorbesc mai mult despre produse cosmetice și de make-up, menționez atât produse ceva mai ieftineală, dar și produse ceva mai scumpe, am zis să fac un clip în care să vorbesc doar despre produse ieftineală, să le pun pe toate la un loc. Dacă sunteți vechi la mine pe canal, probabil că deja sunteți familiarizate cu produsele astea, pentru că pe unele dintre ele chiar le-am arătat de multe ori. Și o să încep cu demachiantul bifazic Nivea Double Effect, pe care eu îl folosesc de ani și ani de zile. Este un produs absolut minunat, mă rog, toate produsele pe care vi le arăt astăzi sunt absolut minunate. Pentru ăsta însă am o mare, mare slăbiciune. Eu, având zona ochilor foarte sensibilă, am experimentat mult la capitolul demachiante pentru ochi. O bună perioadă am folosit exclusiv loțiune micelară. Deși apele micelare, loțiunile micelare sunt foarte bune la îndepărtarea machiajului, cu un produs din ăsta pe bază de ulei, merge treaba mult mai repede și am încercat mai multe demachiante din astea de ochi bifazice de-a lungul timpului. L-am încercat pe cel de la Farmec, care nu știu dacă mai există, pentru că l-am încercat acum mult, mult timp. L-am încercat pe cel de la Yves Rocher, știu că și L'Oreal are, și Garnier. Mă rog, am încercat multe demachiante din astea bifazice de ochi, până l-am descoperit pe ăsta, datorită Lisei Eldridge. Ea m-a inițiat în tainele demachierii cu Nivea Double Effect. Și de când l-am descoperit pe ăsta, nu am mai renunțat la el, decât pentru perioade foarte scurte, când eventual am vrut să încerc un alt produs, dar de fiecare dată m-am reîntors la ăsta. Un alt produs minunat este loțiunea micelară de la Garnier. Asta este varianta de 700 ml, care depășește 30 de lei. Pentru că așa mi-am propus, ca toate produsele astea să fie sub 30 de lei. Varianta de 400 de mililitri însă, cred că este sub 30 de lei, cred că e pe la vreun 20 ceva, mă rog, prețurile depind foarte mult și de locul de unde produsele sunt cumpărate. Loțiunea micelară am descoperit-o tot datorită Lisei Eldridge. Ea a pomenit într-unul dintre clipurile ei despre cea de la Bioderma. Să tot fie vreo 7-8 ani de zile de când le-am descoperit. Mă rog, de când am descoperit-o pe cea de la Bioderma. Ușor, ușor, din ce în ce mai multe branduri au început să scoată loțiuni micelare pe piață și eu am încercat o tonă de astfel de loțiuni. Chiar am făcut acum, nu știu să zic, vreo 3-4 ani o postare pe blog în care am făcut review-uri la vreo 10, cred, loțiuni micelare. Însă, dintre toate, cea mai apropiată, ca și, adică cea de la Bioderma este clar pentru mine numărul 1, însă cea mai asemănătoare cu ea mi se pare asta de la Garnier. Știu că sunt persoane cărora li se pare că e lipicioasă, mie nu mi se pare absolut deloc treaba asta, v-am spus, din tot ce am încercat până acum, mi se pare cea mai apropiată de cea de la Bioderma și mă refer la cea cu capac roz, care pentru mine este the best. Însă de când a apărut asta pe piață, o prefer, tocmai datorită prețului. Da, tot la capitolul îngrijirea tenului, am să vă arăt două măști pe care din păcate nu le-am mai folosit de ceva vreme, că v-am spus în clipul meu cu rutina de îngrijirea tenului că m-am lenevit foarte tare la capitolul ăsta. Prima dintre ele este asta de la Garnier. Am văzut că am mai scos recent una, dacă nu mă înșel, cu lavandă. Am plicul ăsta de câteva luni de zile și tot încerc să-mi fac curaj să-l folosesc. Eu am descoperit măștile astea de față în urma unei campanii pe care am avut-o cu Garnier anul trecut în luna martie și de atunci le-am tot folosit. N-am încercat-o pe cea nouă, însă dintre toate mai este una roz și una albastră. Nu, asta e albastră. Mai este una roz și una verde. Asta, pentru asta albastră am așa o slăbiciune mai mare și sunt foarte mișto pentru atunci când ai nevoie, când pielea are nevoie de un boost de hidratare, în special toamna și iarna sunt absolut nemaipomenit de folosit. Iar celelalte măști, pe care pare că le-am cam terminat, sunt acestea de la Skin Light și sunt măști speciale pentru zona ochilor și sunt absolut nemaipomenite. Nu le-am mai folosit nici pe astea,
v-am spus că mai ales ne vin la capitolul măști. Însă atunci când le foloseam în zilele când îmi simțeam zona ochilor foarte deshidratată sau nu știu, urma să mă duc la un eveniment mai deosebit sau o întâlnire sau ceva de genul ăsta și voiam ca zona asta să arate foarte bine, foloseam măștile astea și le lăsam pur și simplu până se uscau, până nu mai rămâne deloc produs în ele și sunt super, super faine, îmi plac mult. Pe ele scrie că reduc inflamarea ochilor. Inflamarea, adică știți când ne trezim dimineața și avem ochii cât cepele, mă rog, mie mi se întâmplă treaba asta, și cearcănele. La cearcăni nu pot să zic că am văzut vreo diferență, oricum e foarte greu să găsești un produs care într-adevăr să te ajute pe partea asta de reparare, de tratare a cearcănelor, așa că eu prefer să folosesc anti-cearcăn, dar în ceea ce privește ochii umflați chiar ajută, mai ales dacă sunt ținute în frigider. Și trec mai departe. Hai să vă arăt niște produse pentru manicură și bineînțeles că nu puteam să nu menționez această minunăție de dizolvant de la Sien, care este din ăla cu burețel și care este absolut fabulos, deci, doamne, este atât de mișto. Eu am mai avut în trecut de la Sephora și de la Bourjois, însă ăsta mi se pare mult mai bun decât alea, iar prețul la fel este imbatabil, mă ține o grămadă o sticluță din asta, nu mi-a atacat în niciun fel unghiile, curăță extraordinar de bine, inclusiv și ojele cu sclipici. În perioada sărbătorilor de iarnă am folosit și chiar mă gândeam că, doamne, cred că o să dau jos oja cu șpaclu, dar n-a fost cazul pentru că ăsta a făcut ce trebuie, foarte mișto. După aceea am să vă arăt două oje de la Melchior, sigur mai am una, dacă nu chiar două, însă nu le găsesc pentru că la mine în coșul meu cu oje e un haos de nedescris, trebuie să fac curat, că am oje vechi de 7-8 ani de zile acolo. Dar ojele astea de la Melchior sunt absolut nemaipomenite, sunt dată acum cu asta, care e un roșu mai cu minte așa și se numește Chic Chic. Iar asta care e un roșu ceva mai puternic. De fiecare dată când mă vedeți dată cu o ojă roșie, cu asta sunt dată și se numește Pure Seduction și sunt absolut nemaipomenite. Din punctul meu de vedere, ojele de la Melchior sunt dintre cele mai bune oje pe care eu le-am încercat până acum. Nu am încercat foarte multe nuanțe, pentru că știu că în cazul anumitor branduri calitatea diferă și în funcție de nuanță, spre exemplu OPI, care am multe oje de la OPI și unele sunt foarte proaste, iar unele sunt foarte bune. Dar astea pe care le am eu sunt absolut nemaipomenite, rezistă foarte bine pe unghii, se aplică foarte ușor. Au pensulă din aia subțire, nu știu dacă acum așa ori fi schimbat-o, pentru că eu le am de ceva vreme pe asta. Apropo, încă o chestie, deci le am pe astea de cel puțin 3 ani de zile, nu s-au îngroșat absolut deloc, le folosesc în continuare cu succes, adică fix în dimineața asta mi-am făcut unghiile cu asta. Hai să trec la niște produse pentru păr și am să vă arăt două. Primul dintre ele este șamponul Low Shampoo de la Ilsev, care este, iubesc șamponul ăsta, efectiv îl iubesc. Sunt 3 șampoane în gamă. Cel pentru păr vopsit, pe care eu l-am folosit până acum câteva săptămâni și pe care l-am terminat. După aceea mai e ăsta, care e Extraordinary Oil. Și mai e încă o variantă, nu mi-aduc aminte exact cum se cheamă, dar așa e tot pentru păr uscat și la. Și sunt absolut fabuloase. E posibil ca în unele locuri să depășească 30 de lei. L-am văzut la 32 de lei, dacă nu mă înșel, mai știu unde, la Mega Image sau ceva. La un moment dat la Carrefour au fost la ofertă și era la 20 de lei sticla. Au 400 de mililitri și nu conțin sulfați. V-am spus că eu nu mai folosesc de prin toamnă absolut deloc șampoane cu sulfați. Dacă vreți să citiți mai multe detalii despre șampoanele astea, vă recomand să intrați la mine pe blog, am făcut review. Dar eu sunt absolut înnebunită de când am început să le folosesc. Am mai încercat și alte șampoane. Mi-au mai plăcut și altele printre picături, dar ăsta este the best. Nu mai folosesc balsam de păr de când folosesc șampoanele astea, pentru că e destul de hidratant și de hrănitor și nu știu, îmi place foarte mult, m-am spălat în dimineața asta și îmi place foarte mult cum îmi lasă părul moale, așa, nu știu, simt foarte mișto la atingere și deși culmea este un șampon destul de greoi, simt că atunci când îl folosesc mi se îngrașă părul mai târziu decât mi se întâmplă dacă folosesc un alt șampon. Singura chestie care mă enervează la el, adică mă enervează, a început să mă deranjeze, este mirosul. Pentru că folosindu-l de atâtea luni de zile deja,
știți cum e, când e un miros care nu-ți place, adică se întâmplă inclusiv cu mirosele care îți plac foarte mult dacă le folosești o perioadă prea îndelungată, ți se ia de ele, dar nefiind un miros care să zică mie îmi place în mod special, tot folosind, dar am început să mi se ia de el, dar în rest este un șampon extraordinar. Un alt șampon este șamponul uscat de la Batiste, șampoanele uscate de la Batiste, pe care la fel eu le folosesc de ani și ani de zile. Acum l-am terminat pe ăsta, nu mai am nimic în el. Și acum testez alte 3 șampoane uscate pe care nu le-am mai folosit, sunt noutăți pentru mine. De fapt, cred că sunt noutăți și pe piață, 2 sigur. L'Oreal, Nivea și unul de la Kion, cu alea mă joc acum. Dar astea de la Batiste, întotdeauna m-au reîntors la ele, chiar dacă am încercat alte șampoane uscate, cum ar fi Balea, care și alea merită menționate, pentru că și alea sunt faine. Dar astea, nu știu, au un loc special în sufletul meu, pentru că chiar au fost primele șampoane uscate pe care eu le-am încercat în viața mea. Da, le-am luat din Anglia prima dată și după aceea le comandam de pe ASOS până am început să apară în România. Și nu știu, eu când am folosit prima dată un șampon din ăsta uscat, am fost, pentru că pe mine, eu întotdeauna m-am confruntat cu un scalp gras și cu păr uscat pe lungime și nu știu, mi-aduc aminte când eram la liceu, spre exemplu, și vedeam că mi se îngrașă părul o dată la 2 zile și nu știu, eram atât de complexată că nu mă spălam o dată la 2 zile pe păr, nici acum nu o fac, adică, și nu-mi plăcea absolut deloc, că îți dă aspectul ăla de neîngrijit, de nespălat. Sunt unele persoane, adică eu cunosc câteva fete, cărora li se îngrașă părul, se spală dimineața și până seara părul e gras. Așa că, nu știu, cine a inventat șampoanele uscate a făcut un mare bine omenirii, pentru că sunt... Eu una n-aș putea să mai stau acum fără ele. Sunt o grămadă de variante, cred că știți deja, cred că toată lumea deja știe despre șampoanele uscate Batiste. O grămadă de arome, tot felul de texturi, inclusiv sunt unele colorate, pentru că astea lasă pudră din aia albă, dar dacă este aplicat seara, eu așa l-aplic. Îmi secționez părul seara și aplic pufuri, îl masez și mă culc și dimineața nu mai e praf din ăla alb și părul arată, n-arată ca și cum ar fi fost proaspăt spălat. Pentru că atunci când e proaspăt spălat, părul are un luciu, are un alt fel de textură, dar nu mai arată gras, ceea ce e extraordinar. Nu puteam să fac acest clip și să nu menționez gelurile de duș de la Dove. Gelurile de duș sunt un produs cosmetic care mie îmi place foarte mult. Mă rog, adică nici nu știu cum să zic ca să înțelegeți, să nu credeți că sunt dusă cu pluta de tot. Mă rog, sunt dusă, dar nu cred că din punctul ăsta de vedere. Nu știu, îmi plac gelurile de duș, îmi plac aromele, tot felul de texturi, cum miroase pielea, cum lasă pielea hidratată. Iar pastele de la Dove le folosesc de ani și ani de zile. Tot timpul am la mine în baie un gel de duș de la Dove. Chiar dacă nu le folosesc o perioadă mai îndelungată, în momentul ăsta am vreo 7 geluri de duș la baie și le tot alternez. Dar astea sunt cele două pe care le folosesc în momentul ăsta. Ăsta e cu pară și ăsta este, cred că, și preferatul meu din toată gama, sau mă rog, din ce am încercat eu până acum și am încercat destule. Este cu floare de extract de floare de lotus și apă de orez. Și ăsta nu este extraordinar de hidratant, dar îmi place mirosul ăsta de pară de mor. Iar ăsta are un miros absolut delicios și e și foarte hidratant. Doamne, cât devine groase. La fel, un alt produs pe care eu îl iubesc și am doar un umiditel aici care e și gol, l-am terminat. Sunt deodorantele de la Biu din gama In Action în special, pe care la fel le-am pomenit de multe ori la mine pe canal, le folosesc de ani și ani de zile și pentru mine sunt cele mai eficiente deodorante pe care le-am folosit până acum, cu o singură excepție. Excepția făcând deodorantele Vaseline, care din păcate nu se găsesc în România sau cel puțin nu am văzut, dar le-am încercat de la Rozi, de la Ioana Dumitrache. Ea își cumpără mereu când se duce în Anglia. Mi-a spus să-mi aducă și mie unul acum din vacanță. Sunt curioasă dacă a respectat promisiunea. Dar am încercat de la ea deodorantele alea și sunt absolut fabuloase. Și în septembrie acum mă duc în Anglia. Nu știu dacă se pot aduce deodorante pe avion în bagaj de
mână, lăsând la o parte deodorantele de la Vaseline pe care v-am spus doar le-am testat de câteva ori, astea de la Biu sunt foarte faine, eu transpir foarte mult aici, în partea dreaptă. Adică e o diferență uriașă între dreapta și stânga și aici, în dreapta, trebuie să pun jumătate de tub de deodorant. Acum folosesc unul de la Nivea, nu mi-aduc aminte exact cum se cheamă, Invisible, nu știu ce, la la la, și e ok și ăsta. Apoi am aici burețelul de aplicare a machiajului de la Oriflame, pe care l-am descoperit tot datorită prietenei mele Ioana. Și e foarte fain. Ieftineală, dar calitate foarte bună. Eu am mai folosit până acum, ca să vă faceți așa o idee, Beauty Blender, ăla roz și ăla negru. Mie mi se pare că e diferență între ele. Ăla roz mi s-a părut mult mai fain decât cel negru. Am mai folosit de la NYX, Real Techniques. Și din DM Market am avut unul la un moment dat. Pe cele de la Primark le-am încercat. Mă rog, am încercat mai multe, dacă unele dintre ele mi-a plăcut mai mult, unele dintre ele mi-a plăcut mai puțin, ăsta se înscrie în categoria celor care mi-au plăcut, îmi plac foarte mult. Singura chestie care mă deranjează la el e că mi-ar fi plăcut să aibă o parte teșită pentru aplicarea anticearcănului. Mă rog, poate fi aplicat și așa dacă e, îl turtești așa și... Dar aș fi preferat să aibă partea aia teșită. În rest, numai de bine. Nu știu dacă mi-a comentat cineva... Sau am văzut eu, sau mi-a zis cineva, nu mai mi-aduc aminte, că ar fi scos și unul verde. Aș fi curioasă și de la cum e, dar deocamdată o să-l folosesc în continuare pe ăsta până se strică și apoi o să vedem. Și vreau să închei cu un alt produs de machiaj și anume rimelul de sprâncene de la Essence Make Me Brow. Și este foarte, foarte fain. Eu îl prefer pe cel de la Benefit, la Gimme Brow, din singurul motiv că are pensula asta, periuța asta de aplicare, un pic mai subțire și mai micuță. Chiar o să-l aduc să văd. L-am adus și pe cel de la Benefit. Nu știu cum să-l arăt, să se vadă. Pam, pam, pam. Deci ăsta este Benefit și ăsta este Essence. Și ăsta de la Benefit are periuța asta de aplicare un pic mai micuță și de aia îl prefer, pentru că eu, genele mele nu sunt foarte voluminoase și mi se pare că pătrunde mai bine, nu știu, are mai multă precizie, dar și ăsta, adică până am început să folosesc Gimme Brow, l-am folosit pe ăsta, probabil că o să folosesc în continuare după ce le termin pe astea pe care le am de la Benefit. Are și fibre din alea micuțe în el ca să dea și un pic de, să textureze un pic sprânceana. Și e foarte fainoanța pe care eu o folosesc. Da. 02 Brownie Brows. Și e un maro cenușiu, adică e o culoare rece, se potrivește cu nuanța sprâncenelor mele și e foarte fain. Și cu asta închei. Astea au fost produsele ieftineală pe care eu le folosesc și pe care evident că le și recomand. Și pentru că întotdeauna evident că ne dorim produse cât mai ieftine, produse bune cât mai ieftine, lăsați și voi în comentarii ce produse ieftineală sub 30 de lei vă plac și pe care le recomandați și care chiar merită încercate. Și dacă v-a plăcut clipul, dați-i like, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Sper să vă fie util clipul acesta, deși sunt convinsă că de majoritatea, dacă nu chiar de toate produsele, deja știați. Și ne auzim curând cu un nou clip. Vă pup numai bine! Pa!